La noapte cerul va fi variabil, cu norări temporare în nordul, centrul și nord-estul țării, unde numai izolat vor fi precipitații slabe, predominant ploi în zonele joase de relief și mixte la munte. Vântul va prezenta intensificări în zona montană, cu viteze mai mari pe creste, unde la rafală se vor depăși 80-90 de km pe oră, spulberând zăpada, dar la cote mai reduse și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în sudul Banatului și al Olteniei. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Mâine, valorile termice se vor menține peste normele perioadei. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în rest, cu precipitații slabe, predominant ploi, pe arii restrânse în vestul, centrul și nordul teritoriului și mai ales ninsori în zona de munte. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi în zona înaltă, dar temporar și la cote mai reduse și în regiunile estice, sudice și centrale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, mai ridicate în Oltenia și Muntenia spre 16-17 grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de 15-16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. La munte vor fi norări temporare și se vor semnala precipitații slabe, ziua perii restrânse sub formă de ploaie și lapoviță, iar noaptea perii relativ extinse, vor fi mai ales ninsori. Vântul va avea intensificări, viteza mai mare urmând a se înregistra pe creste. Variațiile termice nu vor fi semnificative.